Prieteni, bună ziua! Sunt acum în fața blocului central al Universității de Stat din Republica Moldova. Deci, o să spun o noutate, cred că care merită ca să audă toată lumea și să știe lumea cum se distruge învățătura, cum se distruge educația la noi. Deci, astăzi, nu mai departe, astăzi de dimineață, ați auzit mai înainte un proiect a fost, prin care, deci, vor să fuzioneze toate universitățile, inclusiv Universitatea de Stat, Universitatea Politehnică, Universitatea Tehnică, alte universități, vor să le fuzioneze într-o instituție unică, singură, de studii. Deci, din cele 20 care erau mai înainte, acum au rămas numai 8. Din 8 vor rămâne una sau două. Cred că și Universitatea de Medicină vor să o fuzioneze cu Universitatea de Stat, cu Universitatea Tehnică, Universitatea Pedagogică, Universitatea din Bălți, universitățile, Academia de Studii Economice, după cât eu cunosc, va rămânea aparte, va rămânea o instituție aparte. Deci, nu știu acum ideea, eu știu că ea rectorului Universității Tehnice este o idee absolut agramată și criminală, este o idee proastă de tot, deci, care eu cred că pentru asta s-au luat și să ia bani mulți, foarte mulți bani. Deci, o să ne trezim fără școli, fără grădinițe, fără universități, fără oameni, fără copii, fără nimeni, fără Republica Moldova, fără teritoriul dintre Prut și Nistru. Vom fi vânduți ca oile. Acum, cum aduc vacile sau ieduții la piața centrală, primăvara sau înainte de Paști, așa veți fi vânduți voi, dragi moldoveni, dragi basarabieni. Îmi pare rău să vă spun aceasta. Distribuiți, vă rog, ca să știe lumea, să afle lumea, să audă lumea. Distribuiți, ca lumea să știe ce se întâmplă. Doamne ferește dacă acest proiect se va realiza. Doamne ferește. Deci așa distrug tot ce-a mai rămas. Au distrus industria, au distrus mediul de afaceri, au distrus economia, au distrus tot. V-au lăsat săraci. Acum au hotărât să distrugă ce a mai rămas. O zi binecuvântată să aveți. Apropo, încă 7 școli profesionale tehnice se închid acum. Așa, moldoveni, plecați sclavi peste hotare, plecați sclavi la nemți, la anglosaxoni, plecați sclavi la italieni, la francezi. Sclavi acolo au nevoie de forță de muncă gratuită. La revedere! Votați PAS în continuare. Mulțumim diasporii. Să fiți sănătoși!